Bună seara, dragi prieteni! Vă mulțumesc frumos încă o dată tuturor pentru gândurile transmise. Revenim la treabă. Ați văzut știrile astăzi. De facto, au reușit să mai majoreze niște venituri în sistemul bugetar. Asta după ce, în ultima perioadă, au încercat să favorabilizeze în societate o creștere a nivelului de impozitare. Aparent au renunțat, nu știm dacă nu vor reveni din nou asupra acestei idei, pentru că au nevoie de bani. Vine și o criză, mediul privat este lovit foarte, foarte puternic, carburanții s-au scumpit incredibil, am alimentat acum când am fost la Timișoara și m-am întors la peste 8,2 litri benzina de 95. Asta va aduce scumpiri în lanț. Sectorul privat e puternic lovit după ce a fost lovit de pandemie. Și ei măresc veniturile în sectorul bugetar. Zic că au înghețat salariile, au înghețat angajările. Înghețarea angajărilor teoretic este o măsură de criză, dragi prieteni. Păi dacă iei măsuri de criză pentru că vine criza, de ce de fapt o promovezi legislația care mărește veniturile? Este foarte ciudat. Mai ales într-o țară, cum se spunea pe vremea comunismului, în curs de dezvoltare, cum este România. Da? O țară care nu este o economie foarte puternică. O țară în care avem salarii la stat mult mai mari decât în sectorul privat. Uitați-vă ce se întâmplă în Marea Britanie, dragi prieteni, ca să vedeți despre ce vorbim. Din actual 24, invers față de România, Boris Johnson reduce numărul funcționarilor publici. Nu vă mai cere ca statul să aibă aceeași prezență colosală în viețile oamenilor. Da? Premierul britanic Boris Johnson le-a adresat funcționarilor publici un mesaj în care explică faptul că guvernul are nevoie de mai puțin dintre ei și cere scuze pentru preocupările și incertitudinea provocate de planurile sale de reduceri de personal. A relatat astăzi agenția DPA, citată de Ager Press. Premierul Boris Johnson notează că numărul funcționarilor publici a crescut cu 20% din 2016 în circumstanțe excepționale, iar banii contribuabililor trebuie cheltuiți judicios și guvernul său va încerca să scadă costurile pe fondul inflației ridicate. Potrivit acestui mesaj, la care agenția de știri britanică a avut acces. Nu vom mai cere ca statul să aibă aceeași prezență colosală în viețile oamenilor, iar retragerea statului înseamnă că vom avea nevoie de mai puțin funcționari publici. Boris Johnson le-a cerut mai devreme, în mai, miniștrilor să reducă cu 90.000 de posturi publice, aproximativ o cincime din total, numărul bugetarilor, pentru a reveni la nivelurile din 2016. Costul guvernului, spune premierul britanic, nu trebuie să fie mai mare decât cel absolut necesar pentru a sluji adecvat populația. Iar acum, în momentul de față, numeroase familii și companii se străduiesc să scadă cheltuielile pe fondul creșterii inflației și pe plan global. Este corect să facem acest lucru? Da, este corect. Într-o țară normală, o țară în care fiscul, pentru banii pe care tu îi plătești taxe și impozite, îți trimite scrisoare în fiecare an și îți spune: dragă contribuabilule Boris Johnson, tu ai cotizat la bugetul de stat anul trecut cu următoarea sumă. Nu știu, 10.000 de lire, dau o cifră rotundă, nu știu cât o fi cotizat Boris Johnson, da? Din cele 10.000 de lire am cheltuit banii tăi, i-am alocat după cum urmează. Și acolo scrie, oameni buni, tot. 1.200 de lire la sistemul de pensii, atâtea lire la sistemul de sănătate, atâtea pentru armată, atâtea pentru întreținerea drumurilor din zonă, atâtea pentru, până la, nu știu, 5 lire pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale vulpilor în regiunea în care tu trăiești. Nu știu, dau un exemplu. Da? Deci, este foarte transparent și îți explică cum ți-a cheltuit bani. La noi nici vorbă de așa ceva. La noi statul încearcă chiar să fie și mai prezent în viețile oamenilor. Și ceea ce încearcă să forțeze Serviciul Român de Informație prin Parlament este foarte bizar, foarte ciudat. Instituțiile astea de siguranță națională au beneficiat de bugete sporite în fiecare an, beneficiază de condiții de venituri excepționale, de pensionări excepționale,
și nu prea oferă nimic în schimb României. Dacă ar fi să ne uităm numai la perioada de pandemie și perioada de război, constatăm că România a fost foarte vulnerabilă operațiunilor hibride coordonate și comandate de la Moscova. Atât operațiuni politice care au însemnat penetrarea Parlamentului României cu grupări lusofile, cât și operațiuni de dezinformare, care au însemnat, de exemplu, pe perioada pandemiei, aplaudacii aia care mergeau să aplaude la ambasada Rusiei și sunt angajați pe la televiziunea lui Pandele și fac interviuri cu ambasadorul Rusiei, da? Statul român, instituțiile astea plătite cu o căruță de bani, au fost total incompetente în fața lor și au făcut de cap în această țară, oameni buni. Au zădărnicit combaterea bolilor în această țară, în văzul lumii. Statul n-a făcut absolut nimic. Instituțiile astea n-au făcut absolut nimic împotriva procurorilor de la parchetul sectorului 1, care din cine știe ce motive protejează grupările rusofile și propaganda lor. Deci s-au dovedit destul de ineficiente. Destul de ineficiente, oameni buni. Judecând după ceea ce este în spațiul public. În condițiile unor finanțări excepționale. Vă repet, eu nu fac un discurs populist aici și nu sunt împotriva finanțării serviciilor secrete. Doamne ferește, serviciile secrete, armata trebuie finanțate, o țară puternică este o țară cu astfel de instituții bine finanțate. Dar bine finanțate ca să fie performante, oameni buni. Și ne întoarcem la ce spunea Boris Johnson. Păi dar pentru ce mărim veniturile în sectorul bugetar? Ce performanțe aici ar fi trebuit să anunțe guvernul? Mărim veniturile în sectorul bugetar pentru a atinge următoarele performanțe în favoarea cetățeanului. Nu. Le măresc numai așa, că așa vor sindicatele, că așa dă bine, că hai să ne voteze și pe noi mai mulți bugetari și așa mai departe. Păi banii ăia pe care noi îi plătim din taxe și impozite ar trebui să se toarcă la noi sub forma unor servicii performante. Care sunt serviciile? Judecați dumneavoastră, scrieți dumneavoastră, vă rog foarte frumos în comentarii ce s-a întâmplat pe perioada pandemiei. Dacă vi se pare că statul român a existat în privința tuturor celor care s-au dovedit pe față că sunt cost de topor ale intereselor Rusiei, au aplaudat pe la ambasada Rusiei, au făcut interviuri cu ambasadorul Cuzmin și așa mai departe. Păi într-o țară normală ăștia erau toți săltați de în urma informațiilor oferite de aceste servicii. Păi ce au făcut? N-au făcut nimic. Și acum vor și mai mult, oameni buni. Și sunt câteva lucruri foarte bizare, foarte bizare. Este și un protest al mai multor ONG-uri. Aici, sigur, sunt ONG-uri care se ocupă de probleme de mediu și așa mai departe. Nu înțeleg ce treabă au ele cu acest subiect, dar e bine că trag un semnal de alarmă. Stareademocrației.ro spune: militarizarea rapidă a statului sub conducerea unui premier trecut mult prea repede din hainele general activ în cea de politician de carieră și la comanda unui președinte moral aflat mai departe de cetățeni, de democrație și de libertate. Este o tendință care ne îngrijorează profund. Deci ce vor să facă ăștia, oameni buni? Pe lângă faptul că vor să-și mărească capacitatea de afaceri, de business, sigur e și în alte țări din lume, serviciile secrete fac bani pentru a finanța operațiuni secrete, dar chestia asta nu trebuie să devină, trebuie să fie o excepție, nu trebuie să devină o regulă. Și n-are voie să afecteze mediul de business local. N-are voie să facă așa ceva. Dar acum vor să-și facă și ONG-uri, oameni buni. Păi ce treabă are? Ce treabă au serviciile secrete cu mediul de ONG-uri? Să nu se mai știe care e ONG normal, care e... Sunt niște lucruri destul de bizare. Adică se duc într-o zonă, mai rămâne să ceară permisiunea să-și facă partid sub acoperire. Deși există suspiciuni și o grămadă de discuții cum că deja de mult ei tot controlează apariția unor partide. Dar nu e normal, din același motiv pentru care serviciile secrete nu au voie să facă politică, teoretic. Și niciunde, nicio democrație consolidată nu fac politică și nu pot înființa partide. Din același motiv n-au voie să înființeze ONG-uri, oameni buni. Pentru că nu e normal, nu e obiectul lor de activitate. Organizațiile non-guvernamentale fac parte din partea, hai să-i spunem, non-politică a democrației. Alături de presă, alături de instituțiile care veghează la respectarea unor drepturi fundamentale ale omului, da? Și a unor principii democratice. Păi cum să ceri tu serviciu secret dreptul să faci ONG-uri? Ești nebun? Cum să accepte cineva așa ceva, oameni buni? Deci mergem într-o direcție, asta seamănă cu ce a făcut Putin în Rusia. Îmi pare foarte rău, dar asta pute, da? Chestia asta pe care au prezentat-o ei, sunt convins că ați citit știrile, da?
să nu fie anchetați decât cu acordul președintelui și prin CNSAS, ofițerii SRI, să nu fie anchetați decât de către anumiți procurori. Deci se creează oligarhia, da? Se creează o securistocrație, da? Adică nu le ajunge că au salarii în plus, nu le ajunge că din punct de vedere financiar sunt o clasă cu totul aparte și sunt un fel de burghezie modernă în societatea românească. Acum vor și legi speciale și justiție paralelă și totul să fie paralel. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Este foarte, foarte, foarte ciudat acest proiect de lege. Este foarte ciudat. Și este cu atât mai ciudat, după părerea mea, și cu atât mai nesimțită această inițiativă, cu cât am trecut prin 3 ani de zile, 2 ani de zile, 2020, 2020, 2021, 2022, 3 ani și jumătate aproape, în care România a apărut oamenilor cu bun simț, decent și cu discernământ din țara asta lăsată de izbeliște. O țară în care și-au făcut de cap propaganda dictaturii de la Moscova. Dușmanul structurii militare NATO din care noi facem parte. Dictatura care a invadat țara vecină și vrea să șteargă o națiune de pe fața pământului. Condusă de un criminal de război. Și cozile lui de topor și-au făcut de cap în România, oameni buni. Și aceste fenomene trebuiau combătute de serviciile secrete. Ele trebuiau să se ocupe de treaba asta. Împreună cu parchetul. Și România, dintre toate țările foste comuniste, este cea mai praf și pulbere la acest capitol. Ce am văzut în România pe perioada pandemiei, ce vedem prin gruparea urolacă, prin șoșoacă și așa mai departe, toată demența pe care rusofilă, pe care au băgat-o în Parlament, nu vedeți niciunde, nicio altă țară. Asta este, în primul rând, un eșec al serviciilor secrete, pe care noi le plătim și așa cu bugete foarte mari. Unde lucrează niște oameni foarte mulți, bine pregătiți, profesioniști, cu statut cu totul special, din punct de vedere financiar. Au niște salarii mari pentru România, au niște condiții speciale, au sistem de sănătate al lor, au o grămadă de lucruri, sistem de pensii, pensii speciale și așa mai departe. Și ei n-au oferit nimic în societate, la schimb, oameni buni. Păi da, stați un pic, că nu-i normal așa ceva. Și acum cer de la societate noi privilegii. Unele foarte dubioase, oameni buni, foarte dubioase. Ideea asta eu înțeleg și accept. Unii m-au criticat când am venit și am spus, domne, serviciile secrete, eu consider că este normal să facă afaceri ca să-și financeze operațiunile secrete, da? Consider că este normal, sigur, nu în orice condiții. În momentul în care ajung să controleze piața, în momentul în care ajung să bulverseze piața, să o altereze, atunci nu este în regulă. Sigur, au afaceri, trebuie să fie un sistem de check and balances. Nici să nu ajungă cum au ajuns Ghiță Pușculița SRI-ului să înghită tot SRI-ul, să facă de râs Serviciul Român de Informații, unul fugit la Belgrad, da? La guvernul protejat cu azil politic de guvernul pro-rus. Guvernul apropiat de dictatura lui Putin. Vă dați seama, acela, ăsta a decapitat conducerea SRI, conducerea militară, pe col, de a reușit să-l dea jos. Da? Vă dați seama? Cred că unde se învață pe la școlile serviciilor secrete civilizate, unde se face școală de servicii secrete, de intelligence, cum zic ei, da? Cred că chestia asta, povestea asta cu Ghiță e dată exemplu. Cred că râde ea de noi, așa nu, da? Cum să lași un derbedeu să crească atât de mult financiar, să-ți înghită tot serviciul, să facă și televiziune în țara respectivă? Și culmea, derbedeul ăsta are firme în continuare, firmele lui fac contracte cu statul, oameni buni. Și niciun sistem de control. Acum vor să facă ONG-uri. Mâine, păi mâine poate se apucă și de, nu știu, orice domeniu, da? Te duci la dentist și nu știi, e dentist sau e dentist SRI și îți bagă un microfon în dinte. Păi asta și parcă se rândie securitatea lui Ceaușescu, oameni buni. Nu este deloc în regulă așa ceva. Nu este deloc în regulă să facă ONG-uri, nu este deloc în regulă să primească impunitate, nu este deloc în regulă să fie anchetați numai în anumite condiții speciale, nu este deloc în regulă să obligi cetățenii, ci că toți cetățenii sunt obligați să colaboreze. Dar ce nu văd în legea asta, foarte interesantă, nu văd colaborarea SRI-DNA, reluată pentru lupta anticorupție. Aia nu o văd. Deci ceva ce e în interes public, pe aia nu o văd să apară în legislație. Tot o aștept. În fiecare zi o aștept. Și nu o văd. În schimb apar alte bazaconi, da? Alte nebunii. Ceea ce înseamnă că aici sunt niște oameni care nu stau cu gândul la interesul public.
Și stau cu gândul cum să le crească lor puterea în societate, cum să le crească lor controlul. Păi dar nu e ok, oameni buni, pentru că nu suntem noi sclavii lor. Ei ar trebui să fie servitorii noștri. Da? Indiferent că lucrează la primărie sau că lucrează la Serviciul Român de Informații. Sunt plătiți din banii noștri și scopul lor e să servească interesului public. Nu să subjuge interesul public intereselor lor personale de putere și ce au ei în cap, ce gârgăuni au ei în cap. Vă dați seama aia pe acolo, care au gândit și au pus proiectele astea de lege. Da? Ce visează ei la fosta securitate. Probabil îl admiră pe Putin pentru cum controlează el cu FSB-ul situația în Rusia. Probabil că acolo le stă gândul. Că cu siguranță trebuie să aibă o viziune din asta și o mentalitate, dacă nu sunt alte legături pro-rusă. Că altfel n-ar fi permis tuturor acestor rusofili grupări politice să ne sufoce societatea, să ne împută societatea, să se ocupe cu zădărnicirea combaterii bolilor. N-ar fi permis să fie infectat Parlamentul României, oameni buni, cu rusofilie. Păi da, este un eșec major al acestor instituții. Nu mai vorbesc de alte cazuri. Să vă aduc aminte și vă aduc din nou aminte de cazul omului de afaceri ucis cu dispozitiv, cu exploziv sub mașină și toate serviciile astea, de ce vrea să-și facă serie ONG să afle? Toate serviciile, autoritățile de ordine publică, toți ăștia speciali, cărora noi le plătim salarii speciale și încasează pensii speciale. N-au aflat nimic. N-au aflat nimic, oameni buni. Nimic. Deci în România cineva poate fi ucis cu bombă în văzul lumii, ziua amiază mare. Și toate aceste instituții sunt ineficiente. Păi stai un pic, nene. Păi cum mai cereți puteri, mai cereți în plus lucruri? Păi să vă desființăm, că oricum nu contați în societate. Oricum nu contați, oricum ăia își fac de cap. Prietenii ambasadorului Rusiei fac ce vor ei în țara asta. Băi, în Parlament fac ce vor ei, băgați pe acolo cine știe cum. Cine vrea aruncă pe cine vrea în aer, ca și cum n-ar exista statul român și instituțiile. Păi dar nu e ok, atunci nu vă mai dăm bani, băi nene, o armată de oameni stau și pentru ce plătim această armată de oameni? Mai bine facem școli, spitale, autostrăzi și la revedere. La revedere și asta e, măcar ne alegem cu ceva. Nu se poate, este foarte grav, oameni buni, ce vor să facă cu acest proiect de lege și nu văd cine ar putea să le stea în cale. Nu mă deranjează. Sunt alte aspecte, unele cu care eu nu am o problemă. Interceptarea comunicațiilor electronice. Foarte bine să le intercepteze. Filtrarea investițiilor străine din țări din afara spațiului comunitar. Da, e bine să verifice cine vrea să vină, cum vrea să vină, să vadă să nu fie vreo firmă a vreunui serviciu secret, chinezesc și așa mai departe. Deci unele aspecte sunt ok, dar sunt niște lucruri aici aberante, oameni buni. Ce țin de dictatura lui Putin. Păi cum să faci tu ONG ca serviciu secret? Cum să faci așa ceva? Păi ONG-ul e cel mai aproape, ONG și partide. Păi mâine faci partide, vrei să faci partide? Nu se poate, este o călcare grosolană a democrației. Pe mine mă îngrozește faptul că sunt niște oameni acolo, că probabil propunerile astea de lege izvorăsc de la ei, dinăuntru lor, da? Pe mine mă îngrozește că sunt oameni care au putut să gândească așa ceva. Oameni buni, vă dați seama cât de nedemocratic gândesc oamenii ăștia. Este foarte grav. Este foarte grav, dragi prieteni. O să vedem, o să vă țin la curent cu evoluția acestei legislații. În plan politic, Dacian Cioloș a demisionat din USR împreună cu europarlamentarii apropiați domniei sale. A anunțat că face un nou partid reper. Cătălin Drulă, președintele interim al USR, a dat o reacție. Mie mi se pare că mergem încet încet în scenariu anului 2000, finala Iliescu-Vadim. Dacă vă aduceți aminte și atunci, forțele teoretic ok, teoretic antifesenisto-comuniste, s-au spart în 70.000 de bucăți. Și în alegerile prezidențiale au fost băgați atât de mulți candidați, în loc să fie un singur candidat pe care să-l bage în turul 2 cu Ion Iliescu, au făcut inflație de candidați. Rezultatul fiind că a intrat Vadim cu Iliescu în turul 2. E foarte posibil, mă gândesc, dacă domnul Cioloș a făcut un partid nou, o să vină probabil cu un candidat nou. Nu? Poate chiar domnia sa să candideze la președinție. Și tare mi-este teamă, oameni buni, tare mi-este teamă de această senzație de deja vu pe care o am. Francezii spun asta, deja vu, când intri, se întâmplă ceva, nu știu, fie că mergi cu bicicleta, poate să fie ceva important, poate să fie ceva banal, poate să fie o simplă replică pe care o dai unui prieten și ai senzația că ai mai trăit odată acele secunde, acele minute din viața ta, da? Deja vu, se cheamă această senzație.
Și mie mi se pare că este deja vu 2000 și asta este foarte, foarte, foarte grav, că am vorbit și rămâne amenințarea dictatorii de la Moscova, o amenințare reală pentru România, dragi prieteni, indiferent ce se întâmplă cu Putin, și anul 2024 este foarte, foarte, foarte aproape. În zona războiului din Ucraina, invaziei din Ucraina, genocidului din Ucraina, de pe universul.net aflăm că Putin a dat termen armatei ruse să captureze întregul Donbass până la 1 iulie. Președintele rus Vladimir Putin ar fi dat termen armatei ruse să ajungă la granițele administrative ale regiunii Lugansk la 1 iunie și la cele ale regiunii Donetsk la 1 iulie, astfel încât în prima zi a lunii iulie să fie cucerit întregul bazin carbonifer Donbass din estul Ucrainei. Relatează marți agenția de presă Unia. Citând serviciile de informații ucrainene, pe insula Șerpilor au dus o grămadă de echipament. Astăzi am văzut mai multe știri pe această temă. Echipament cu rachete, fel și fel de instalații. Sunt foarte aproape, la câteva zeci de kilometri de granița României. Și asta nu este deloc, deloc bine. Administrația Militară Regională ucraineană din Lugansk precizase anterior că aproximativ 95% din teritoriul regiunii se află deja sub ocupație rusă. La ora actuală, lupte înverșunate se dau la Severodonetsk, scrie Universul.net, centrul administrativ al regiunii Lugansk din 2014, după ce separatiștii proruși susținuți de Moscova au ocupat o parte din această regiune. Domnul președinte Klaus Iohannis a făcut niște declarații, militează pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, Gazprom mai strânge robinetul, uitați-mi să vă spun, e ziua 97 de război, și la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au căzut de acord, după o lună de negocieri, pe un nou pachet de sancțiuni pentru Rusia. Nu închid robinetul direct, deci mai finanțează indirect mașinăria de crime de război a dictaturului Putin și spun că interzic în mod progresiv exportul de petrol rusesc. O problemă aparte cu Ungaria, unde știți că este cățelușul lui Putin, Victor Orban, importurile prin conducta Drujba, Drujba înseamnă prietenie, care aprovizionează și Ungaria, vor fi scutite într-o primă etapă. Astfel, Budapesta a ridicat dreptul de veto care bloca embargoul. Că Budapesta avea drept de veto, putea să zică nu, și atunci nu se făcea nimic. Și atunci le-a făcut această concesie. Și Bulgaria e scutită până în 2025. Pe front, cele mai recente mișcări de trupe arată că forțele ruse controlează cam jumătate din orașul mult disputat, Severodonetsk, din estul Ucrainei, care însă e distrus în proporție de 80% în urma atacurilor. La fel ca la Mariupol, ăștia arat tot rușii de pe fața pământului, ca asta știu ei să facă, distruge. Banca gigantică de semințe a Ucrainei, ca să vedeți că rușii ăștia par veniți de undeva, oameni buni, m-am uitat acum la... Astăzi m-am uitat la mai multe documentare, încerc să înțeleg pe repede înainte, parcurg mai repede decât cărțile, sunt multe canale pe YouTube de istorie și te explică istoria în 10 minute, în 15 minute, istoria medievală, într-o oră, cum s-a format Ucraina de la A la Z, da? Și inevitabil m-am uitat și la istoria țărilor nordice, Suedia, Finlanda, ca să înțeleg problema Rusiei cu Finlanda în mod special. Și... inevitabil această zonă a Europei, da? Acolo de la nord la sud, unde suntem și noi, la malul Mării Negre. Deci o luăm de la Marea Baltică la Marea Neagră și, mă rog, Imperiul Otoman. De-a lungul timpului, năvălirile hoardelor, barbare, da? Hoarda de aur, da? Și asta fac rușii. Deci ăștia spar o hoardă de-aia venită din Nevul Mediu, de acum 1000 de ani, da? Care năvălește și distruge totul fără discernământ. Știți că v-am vorbit despre școli distruse, despre muzee, despre biserici. Distrug până și banca genetică de semințe a Ucrainei. Deci este incredibil cât de înapoiați poate să fie orice ăștia ai dictatorului Putin. Banca genetică de semințe a Ucrainei în apropierea câmpurilor de luptă este în pericol de a fi distrusă, relatează Reuters. Codul genetic pentru aproape 2000 de culturi se află în bolți subterane din Harkov, nord-estul Ucrainei, care a fost bombardat intens de forțe ruse. La începutul acestei luni, o unitate de cercetare a fost avariată în apropierea Băncii Naționale de Seminte a Țării, potrivit Corp Trust, o organizație non-profit înființată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Potrivit trustului, doar 4% din semințele din magazinul Ucrainei și al 10% la mărime de acest fel din lume au fost susținute.
Materialul genetic depozitat a venit din ce în ce mai vital, a devenit pentru a se asigura că sunt produse suficiente alimente pentru a hrăni 7,9 miliarde de oameni, pe măsură ce vremea devine extremă și au loc schimbări climatice. Deci, n-au, cum se zice în popor, dragi prieteni, n-au niciun Dumnezeu rușii ăștia. Deci n-au niciun simț al valorii, al urme de civilizație. Nu, sunt nicio diferență. Singura diferență este că nu năvălesc pe cai cu săbi și cu arcuri în mână, da? Ci năvălesc pe tancuri, pe avioane, pe rachete. Dar rest nu e nicio diferență. Da? Unde sunt hoardele alea care ucideau și dădeau foc la tot ce întâlneau în cale. Da? Ăstea sunt armata dictaturii lui Putin. De pe RFI aflăm o știre foarte importantă. Șefii de parlament ai statelor baltice și nordice s-au dus la Chișinău, susținem ferm parcursul european al Republicii Moldova. Președinții de parlament din 8 state, din cele 8 state baltice și nordice, țările din jurul Mării Baltice, da, aflați marți într-o vizită oficială la Chișinău, au declarat că susțin ferm parcursul european al Republicii Moldova, dar și integritatea teritorială și suveranitatea țării. Totodată, oficialii au apreciat efortul moldovenilor în gestiunea crizei refugiaților. Peste 450.000 de ucraineni au traversat granița cu Republica Moldova de când a început războiul în Ucraina. În jur de 90.000 se află și astăzi în Moldova, aproape jumătate dintre aceștia fiind copii. Cam asta este situația, dragi prieteni. O să vedem cum vor evolua lucrurile. O mică precizare de final, pentru că dacă v-ați uitat până acum, sunteți din categoria celor care sunt 100% interesați de activitatea mea. M-am cam desumflat cu Euronews România, dragi prieteni. Mă rog, a apărut și problema cu tata și n-am mai apucat să mă uit, dar primele zile, Dâncu, exercițiu maxim de pupincurism la Dâncu. După aia Sorin Câmpeanu, ministrul educației pus de Iohannis, care provine de la infractorul Dan Voiculescu, apărătorul plagiatorilor, domnul Câmpeanu, exercițiu maxim de pupincurism. Și m-am mai uitat așa astăzi, am mai început să mă uit din nou la știri încet, încet, pentru că nu am altă cale. Cineva mi-a spus că ar trebui să-mi iau o pauză mai lungă, dar eu nu am, nu așa a fost și când a plecat mama și prin muncă reușesc să trec peste momentele dificile ale vieții. Unii prieteni îmi spun că sunt workaholic, da? Nu știu dacă sunt așa, dacă nu sunt, asta este calea mea de a trece prin probleme. Munca mă ajută pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Este ca un fel de amestec între hobby și muncă. Și atunci mă ajută să depășesc momentele foarte, 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 foarte grele. Și am început să mă uit la știri și din ce am văzut, cam așa zis și analiști pe care eu îi știu de ani de zile, dragi prieteni, unii dintre ei aparent analiști și consultanți, dar știu că în momente cheie tot timpul au făcut interesele PSD-ului sau a grupărilor de corupție din spatele lor. Dar încă nu pun un verdict. Încă nu pun un verdict. A fost și această situație care mi-a rupt total viața și a pus între paranteze activitatea mea și voi analiza serios ceea ce transmite Euronews România și o să vă dau un diagnostic, dragi prieteni, în momentul în care voi considera că am suficient de multe informații ca să îmi permit să emit o opinie corectă, onestă, o opinie onestă, în primul rând, asta este cel mai important și pertinentă. Vă mulțumesc încă o dată din suflet tuturor celor care ați transmis mesaje. Sunt mii și mii de mesaje. Am fost surprins să văd mesaje de la oameni despre care, nu știu, în anumite momente am avut impresia că au ceva cu mine, că au un dinte, cum s-ar spune, împotriva mea și am fost surprins să văd chiar și de la ei mesaje de condoleanțe. Vă mulțumesc din suflet tuturor și ne vedem, dragi prieteni, sunt pe metereze, sunt în tranșee, mergem înainte, semper fidelis.